două subiecte vreau să vi le, să vi le supun Emma atenției, da? Două subiecte legate de două societăți ale noastre, Transurb și Gospodărire Urbană. După cum bine știți, data de nouă intră în vigoare contractul nou, sau, mă rog, efectele hotărârii de Consiliu, în care am delegat în exclusivitate Transurbului transportul, serviciul de transport public în municipiul Galați. E o hotărâre importantă, importantă pentru Galați, din mai multe puncte de vedere, pentru gălățeni, în primul și în primul rând, prin prisma calității serviciului pe care trebuie să-l oferim lor. Motiv pentru care am cerut celor de la Transurb date concrete despre cum au de gând să asigure pe mai departe transportul public la aceeași frecvență ca și până acum și pe același trasee pentru a satisface doleanțele gălățenilor. Din datele transmise de cei de la Transurb, vă spunem că sunt pregătiți cu 145 de autobuze, 13 troleibuze și 52 de tramvaie. Toată această flotă, să-i spunem, tot acest parc, mai exact, urmând să înlocuiască cele 170 de microbuze care activau până acum ale transportatorilor privați. Și pentru că am pomenit de transportatorii privați, vreau să nu omit a le mulțumi pentru întreaga lor activitate desfășurată în această perioadă, pentru că au făcut niște eforturi financiare pentru achiziționarea microbuzelor, care toate au fost la standardele euro impuse de lege, chiar comparativ cu parcul auto al Transurbului peste, ca dotări. Au făcut niște eforturi din punct de vedere financiar și cred că au asigurat, nimeni nu poate să conteste acest lucru, au asigurat cetățenilor Galațiului un transport public până acum fără cusuri, din punctul meu de vedere. Cred că a fost unul din serviciile la care nu am avut, de-a lungul celor aproape 4 ani de zile, nu am avut prea multe reclamații. Evident, au fost și la ei sincope, mai fost niște neînțelegeri la un moment dat, dar toate cred că au fost trecute cu bine și am ținut să le mulțumesc pentru înțelegerea de care au dat dovadă în multe momente. Evident, e vorba de un business privat care, din păcate, pentru dumnealor, la data de nouă, încetează, urmând să se reorienteze spre alte oportunități. Aș vrea, lângă mulțumirile lor, să atragă către transportatorii privați, să atragă atenția în mod special celor de la Transurb. Am fost, după cum bine știți, mai mult decât înțelegători vis-a-vis de problemele lor, probleme salariale, probleme care s-au rezolvat într-un mod mai mult decât amiabil și civilizat atunci când au apărut probleme pe bună dreptate, pentru că oamenii de acolo, vorbesc de oamenii simpli, muncitorii, pălmașii, cei de la munca de jos, chiar au fost păcăliți la un moment dat cu acel contract de muncă pe care foștilor lideri de sindicat l-au semnat. Lucru pe care noi l-am reglat, am îndreptat acea nedreptate, iar astăzi, cred că toți cei care sunt angajați acolo nu pot să fie decât mulțumiți, pentru că lucrează în condiții de plată decente la Transurb. Vreau să le atrag atenția, în primul rând, conducerii de acolo, că asumarea pe care au avut-o legat de asigurarea transportului public în integralitate de către această societate a noastră, e extrem, extrem de pretențioasă. Nu vreau și nu doresc ca ceva să se schimbe vis-a-vis de serviciile care au fost oferite până acum cetățenilor. Nu vreau ca timpii din stații, indiferent de zonele de care discutăm, să nu fie respectați. Sunt termeni, sunt date, sunt
lucruri pe care și le-au asumat prin acest contract și nu e amenințare, e punere în temă. Îi vom monitoriza foarte, foarte atent în următoarele 2 luni. Dacă în cele 2 luni vom avea reclamații vis-a-vis de activitatea lor, pentru că mă aștept, m-am mai spus, eu am pus pariu, cred că cu dumneavoastră, chiar public, că până la alegeri vom avea o grevă provocată de cineva. Merg pe pariul ăsta mai departe cu dumneavoastră, dau o șampanie cu mare bucurie dacă nu se va întâmpla acest lucru, dar așa, după feeling-ul meu, cred că se va încerca și acest lucru pe vari motive. Motive, dacă nu sunt, se inventează, știți foarte bine. Nu-mi doresc să se întâmple acest lucru, dar e bine să fim prevăzători. Și îi atenționez că există în Directiva Europeană 1370 un paragraf de articol care spune că în situația unei perturbări a serviciului sau în cazul riscului iminent de producerea unei asemenea perturbări, măsurile de urgență respective pot lua forma unei atribuiri directe sau unui acord formal de prelungire a unui contract de servicii publice sau unei cerințe de respectare a anumitor obligații de serviciu public. Adică, tradus, putem în situație de urgență, noi, autoritatea locală, putem să prin atribuire directă putem apela la orice privat care poate compensa sau completa lipsa de servicii oferite de Transur. Deci este o punere în temă pentru a se ști că nu sunt stăpânii inelelor. Dacă serviciul prestat de dumnealor nu va corespunde exigențelor oamenilor, cetățenilor Galațiului, avem mijloace de a interveni în mod rapid pentru a reglementa disfuncționalitățile. Ăsta este aspectul pe care vroiam să-l punctez și legat tot de Transur, dar aș vrea să mai spun că cele două trasee, 51 și 52, care au ca scop de servirea în mod special a celor care funcționează la nou sediu al Colegiului Cuza, sunt funcționale și chiar deservesc în mod corect acest segment. În rest, pot să mai spun că raportat la situația actuală, după data de 9, capacitatea totală de transport, autobuze plus microbuze, era de 8100, în această situație nouă, după data de 9 mai, capacitatea de transport asigurată de autobuze, troleibuze și tramvaie va fi comparativ cu actuala situație, 8100 de persoane, se va mări la 9720. Deci, în mod normal, ar trebui să nu fie probleme. Dar eu îmi fac datoria să atrag atenția pentru a nu avea alte discuții și alte probleme ulterior. Vă mai informez că licitația pentru achiziționarea celor 14 troleibuze încă trenează din motive tehnice. Motive tehnice care țin de funcționarea, de raporturile cu cei de la BERT. Sunt niște condiții pe care dânșii le mai schimbă în timp și probabil că în timpul cel mai scurt licitația va porni și vom avea până la sfârșitul anului cele 14 troleibuze noi. Urmând, probabil, dacă situația o impune, să mai achiziționăm poate și încă 20 de autobuze, SH, dacă situația o impune, repet, cei care răspund de la Transur de acest subiect și cei din serviciul nostru de specialitate, le-au identificat, tot în Olanda, arată bine, sunt funcționale și aici trebuie iarăși făcut o paranteză și spus că făcând o comparație între autobuzele noi care s-au achiziționat la un moment dat, mazurile, deci care au fost cumpărate de noi, s-a intervenit într-o perioadă de 6 ani de zile, s-a intervenit la segmentarea 15 motoare. Pe când la SH-urile achiziționate în cei 6 ani când s-a făcut această analiză, s-au segmentat doar 3 motoare. Asta spune ceva și de calitatea mașinilor, nu că ar fi astea foarte grozave. Au fost probabil destul de proaste mazurile sau neinspirat alese. O mașină când o cumperi și nouă și costă, evident, în conformitate cu faptul că e nouă, ea trebuie să aibă și să prezinte niște condiții de fiabilitate maximă.
Asta este. Și asta, cu asta închei subiectul numărul 1, Transurb. După aceea vă răspund la eventuale întrebări. Al doilea subiect pe care am spus că vreau să-l discutăm e legat de activitatea societății gospodărire urbană. Societate despre care trebuie să vă spunem că împreună cu Consiliul Local am făcut eforturi uriașe care au însemnat bani foarte mulți pentru a o ține în viață. După cum bine știți, la finalul, deci înainte de ultimul trimestru al anului 2015, societatea respectivă se îndrepta cu pași siguri spre dizolvare. Înregistra al treilea an consecutiv cu minus în contabilitate, lucru care ducea la iminenta dizolvare a societății. Intervenția la momentul respectiv a directorului interimar de atunci, domnul Popa, nu mai știu prenumele, părintele, așa, părintele, ca să, a fost și părinte, preot, între altele, a făcut ca societatea să fie salvată. Îi mulțumesc și lui pe această cale, pentru că chiar a avut o activitate care a avut efect. Însă, cu toate eforturile făcute, societatea respectivă ne face, pe mine personal, mă face să regret că nu mai e condusă de Edi Grosu, deși și el a dus-o unde a dus-o. Spre deosebire de când era condusă de Edi Grosu, în spatele lui fiind Partidul Conservator al domnului Vasilache, aveau mai puțin bani decât acum, iar acum societatea condusă de PSD, doamna director Podaru, adică nu vreau să mă ascund după cuvinte, așa este, deci au un buget mai mare decât anul trecut, cu aproape o treime, iar activitatea lor lasă de dorit enorm de mult, înregistrând la multe capitole întârzieri de mai bine de 3 luni de zile. Și îmi permis să vă și dau din raportul pe care îl avem, al direcției tehnice de la noi. La cosirea vegetației, care e vizibilă cu ochiul liber în tot orașul, s-a realizat doar 30%. S-au realizat doar 30% din lucrările care au fost comandate de către primărie. Repet, în condițiile în care noi le-am oferit un buget mai mare decât anul trecut. Nu s-a cosit în următoarele locații, unde, s-au dat comenzi, dar mușchii celor de la ăsta, de la gospodărie urbană, probabil se umflă în altă direcție, de către partidul care îi coordonează. Deci nu s-a cosit deloc în parcul de la Turnul TV, parcul Selgros, parcul CFR, parcul Navro, Casa de Cultură, prelungirea Brăilei, faleza superioară, Taluz, Ana Ipătescu, strada Portului, strada Ștefan cel Mare, strada Henri Coandă, strada Stadionului, Bulevardul Dunărea, strada Oțelarilor, strada Cloșca, regimentul Șpesiret, prelungirea Coșbuc. Deci orașul este cu bălăriile până la gât. Iar dânsii justifică că, vezi, Doamne, nu au oameni și că nu le permite Consiliul de Administrație. De când Consiliul de Administrație se ocupă de lucrurile astea, să angajeze zilieri care au fost angajați an de an. Și, la capitolul tunderea gardului viu, în parcul și aliniamentele stradale, s-au realizat lucrări doar în proporție de 10%. 10%. Întreținerea parcurilor se efectuează zilnic, ar trebui să fie zilnic efectuată, dar având în vedere că au doar 6-7 persoane, vă dați seama cum se intervine în parcuri. Când au chef. Mobilizarea arborilor și arbuștilor, udare, mobilizat trandafiri, plantări de flori, nu s-au executat în Parcul Libertății, Parcul Navro, Casa de Cultură, Parcul Asachi, Parcul Turn TV. Amenajări peisagistice a spațiului verde din grădina publică, nici asta nu s-a realizat. Un loc mai mult decât agreabil pentru gălățeni și mai mult decât frecventabil. Nu s-a intervenit absolut deloc. Plantări de flori din seră proprie. Ioc. Florile din seră proprie nu acoperă necesarul, iar procedura, nici acum, am înțeles că a fost finalizată în sfârșit și probabil că vor aduce și flori în orașul ăsta. Încă o dată spun, în condițiile în care au bani mai mulți decât anul trecut.
la tăieri, fasonări de arbori, întârziere de 3 luni de zile la toate comenzile pe care le-am făcut. Păi, ce să spun? Nu pot să spun decât, fiind puțin malițios, că regret, comparativ cu activitatea ecosalului, care chiar funcționează ok, răspund prompt la comenzi, nu pot să spun decât că regret enorm de mult faptul că un director de la gospodărie urbană n-a vrut să candideze și el la primărie. În felul ăsta, probabil că aveam orașul brici. Nu s-au gândit. Da, nu s-au gândit, da. O să propunem pentru următorul mandat. Următoarele alegeri. Cam astea sunt datele. Date concrete, date care spun că pe unii îi doare undeva de oraș, de cetățeni, au niște ordine pe care le primesc de pe la partide și le execută. I-am chemat și astăzi aici. Doamna directoare probabil stă toată mai târziu, așa, are alt program. Nu era dimineață. I-am chemat pe domnul director care se ocupă de așa ceva și mi-am pus în vedere că dacă până vinerea viitoare orașul nu arată bine, le voi face plângeri penale. Plângeri penale. Și avem pe ce fie primit. Ca să știe ce așteaptă. Pentru că nu se poate. Vinerea viitoare. Păi până vinerea asta nu se trezea încă. Nu te sunt dus. După sărbători. Ziceți-mi că n-am înțeles în legătură cu transportul, dar niște cifre, 8.100, Capacitatea la un moment dat, oră de vârf, când sunt toate mașinile, toate mașinile pregătite în stație, cât poți urca, câte persoane pot urca simultan în toate mașinile. Dar în moment de față, câte mișoase de transport are transportul da. Azi și câte vor fi? Păi v-am spus, v-am citit. Voi le mai citesc o dată, ca să fie mai explicit. Deci, da, nu v-am citit separat, îmi cer scuze. Autobuze plus troleibuzele erau în număr de 56 la o oră de vârf. Acum, după data de 9, vor fi în număr de 108. Tramvaiele în loc erau în număr de 10. Erau vreo de trasee aici, am cer scuze. 10 trasee, vor fi tot 10 trasee și numărul de tramvaie de la 24 astăzi se va mări la 35. Și de aici derivă, deci mărirea capacității de la 8.100, am spus, la 9.720. Și avem în momentul de față maxi-taxi? Maxi-taxi 170. 170 care pe monitorizarea de la ora 10, că trebuie spus că avem încă punctul ăsta de comandă, de control, să spunem, de la serviciul nostru de transport, avem un ecran unde putem urmări în orice moment câte mașini sunt pe traseu și unde sunt. Toate sunt dotate cu GPS. La ora 10 punct erau din microbuze erau 77% pe traseu. Din 170 total erau 132. Dacă vreți vi le dau pe trasee exact pentru că se vede. S-a luat foarte... după data de 9 mai faptul că autobuze mari ale transport ar trebui să intre pe străzi. S-a făcut simulare și s-au adaptat cu autobuze mai mici și funcționează. Deci nu sunt probleme. Și s-a făcut simulare. A dispărut ideea subcontractării când ați pomenit. Da, a dispărut astăzi. A dispărut ideea subcontractării pentru că din asumarea pe care a făcut-o societatea rezultă că poți să asigure în totalitate transportul public gălățean. Vă mai întreb o dată. Zero maxi taxi, da? Zero maxi taxi, da. Deci, nu deci pe data de 9. Nu. Deci astăzi vorbim de zero maxi taxi. Este, dacă vreți, și o impunere pe care cei de la BERD ne-au făcut-o atunci când ne-au dat și grantul respectiv. Vor fi menționate de cursele către Combinat și Șatelul Naval? Convențiile, sigur, ele sunt separat. Se eliminează de la ora 13 la ora 16. Vom verifica un pic, deci la momentul respectiv, vom verifica exact ce se va întâmpla pe traseu. Sunt convins și eu că una este pe hârtie și una în realitate, dar e de urmărit. Privații nu pot să schimbe cursele convențiile sau, ca să nu mai fie privații? Nu împiedică nimeni să încheie privații pe curse private, să încheie convenții cu cine dorește fiecare. Nu, aici nu e o problemă. Și sunt mulți privați care fac cursele astea pentru societățile private. Care
intermute. Frecvența aceeași de până acum, nu știu să vă zic, de s-a păstrat ideea când am delegat contractul Transurului de a păstra aceeași frecvență asumată pe contractul vechi. De ce? Merg și mai încet de aceea. Autobuzele au o deplasare mult mai lentă decât microbuzele, evident. Microbuzele, după cum știți, la un moment dat făceau competiție pe aici care ia călătorii mai repede de la din fața autobuzului. Deplasarea lor e alta, mai lentă oricum. Sunt zone descoperite în mare măsură. Când este Țiglina 3, Cușbuc. Țiglina 3, de ce? Se poate cu cine pe vine la autobuz la jumătate de ori. Cușbucul la fel? Cușbucul, deocamdată, repet, la frecvența pe care am avut-o, așa se va păstra aceeași frecvență. Cel puțin la modul declarativ și al angajamentului făcut pe contract. Vreau să întreb pe Unda Verde. Unda Verde, încă mai avem de lucrat. Termenul de finalizare a lucrării 31 mai e puțin probabil să o finalizăm până pe 31 mai, dar după cum ați văzut, facem eforturi. Facem eforturi pentru că chiar acolo nu avem ce să reproșăm nici managerului de proiect, nici celui care implementează proiectul, chiar au lucrat în ați văzut, cred că și sâmbăta, și vinerea, și sâmbătă, ați văzut pe traseu, creând, evident, un disconfort, dar e un disconfort care ne va asigura în viitor un alt confort, în punct de vedere al traficului. Dumneavoastră, când spuneți termen de finalizare, va fi funcționat sistemul? Sau așa trebuia, am spus. Ăsta era termenul de finalizare. Probabil că vom avea întârzieri la el, pentru că au fost și niște probleme tehnice de devieri de trasee datorită rețelelor utilitare pe care le aveam pe dedesubt. La unele nici nu se știa exact, nu exista o hartă clară unde avem și unde nu avem rețele. De aici un surplus și de materiale care au mai adus și costuri suplimentare în derularea proiectului. De ce nu se fac mai multe sensuri girafări? Așteptăm să finalizăm străzile, să finalizăm Traianu, să finalizăm și Coșbucu și după aceea să avem un sistem integrat de transport, un sistem complex în care să avem o fluidizare corespunzătoare. După ce le avem pe toate, pentru că riscăm să demulăm sau să desfințăm ce am făcut astăzi. E vorba de disconfort pe care crește și sunt și niște costuri, evident. Dar este unul din dezideratele noastre. N-am. Vă merg pe pătrat să vă spun ce înseamnă. Chiar nu pot să răspund întrebare. Sunt întârzieri și proiecte europene intrate în prelungire? Da, sunt întârzieri la proiectele de anvelopare a blocurilor. Știți foarte bine, s-au înscris. Asta e legea la noi. OG36, unde orice firmă are dreptul să participe și să subliciteze valoarea unei lucrări. A fost o firmă din București, trebuie să-i dau numele, nu știu cum o cheamă, cum se numește, căreia am reziliat contractul. A trebuit să-i reziliem contractul și a trebuit să facem o nouă procedură. Și de aici întârzierea care ne pune în situația de a plăti mai mulți bani de la noi. Dar pentru nu proiect. Există riscul să returnăm toți banii europeni, având în vedere că nu vom fi terminat de la 30. Nu. Avem cu ei convenție. Toată partea proastă a lucrurilor este că o reprezintă faptul că plătim, n-am absorbit toți banii pentru proiect și plătim din buget propriu. Deci, ceea ce reprezintă oricum un disconfort. Da. Da. Și la Unda Verde e la fel, nu? La fel, da. Sigur că da. Dar nu este pericol dacă... Nu, la Unda Verde deja avem 15 milioane absorbite, cu facturi depuse tot. Mai avem probabil 4 milioane din bani proprii pe care îi vom plăti până la 19. Da, iarăși, o consider o realizare pentru că acest proiect a fost foarte târziu accesat. Noi am depus în aprilie 2013, am depus dosarul, finanțarea s-a aprobat în august 2014, de aici procedurile mai departe de licitație, toate astea, care au însemnat o altă perioadă de timp, lucru care ne-a făcut să lucrăm așa, cu sufletul la gură, dar încă o dată spun, în condițiile în care am lucrat și timpul pe care l-am avut la dispoziție, chiar cei care s-au ocupat de proiect merită felicitări pentru că au absorbit foarte mult. Eu mă așteptam să văzând cum se derulează și procedurile și ce timp avem la dispoziție, să nu absorbim jumătate din bani. Dar e un proiect care, indiferent cu bani proprii sau cu bani europeni, trebuia făcut. E necesar pentru oraș. Fără TVA. Fără TVA.
adunare, se întâmplă ceva vara asta. La și adunare avem un caiet de sarcini care văd că cei din Consiliu l-au tot dat deoparte, tot cer lămuriri. E ca și cum ne-am vinde glia. Sunt, eu dacă aș fi investitor, să am banii, n-aș risca să vin să plătesc niște sume pentru concesiune. Rezultă niște prețuri pe... Așa e legea noastră. Niște prețuri care te fac să fugi de acolo. Practic, acolo, pe plaja Dunării, ai o marjă, adică o perioadă de, să spunem, de funcționare și de obținerea profitului de 4-5 de zile. 6 luni, jumătate de an, practic. Partea proastă e că plătești concesiunea pe întreaga. Și costă. Caietul de sarcini este de câteva luni de zile, este în atenția consilierilor care mai cer tot felul de clarificări, de modificări. Sper că până începe vara totul să se gândească că e nevoie de... Nu ați uitat totuși faptul că 10-15 ani a administrat destul de bine gospodării urbane. Așa mi s-a părut, destul de bine acolo. Păi dacă ăla e bazin, ăla e un bazin unde nu ai voie să dai drumul nimănui să facă baie. Atâta timp cât tu nu ai instalația de clorinat, apa, de epurat, e inadmisibil. Să vii, să vezi, nu știu, 8.000 de metri cubi, nu știu cât înseamnă acolo, să vii să cureți, să golești și să reumpli bazinul respectiv, aia mi se pare ca în epoca de piatră. Pe lângă faptul că apa, fie ea și atunci proaspăt schimbată, nu prezintă garanții pentru oameni. Și DSB-ul, sigur, nu-ți dă voie să mai funcționeze în condițiile astea. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu are dreptul de a funcționa, nu are autorizație. Ca să obții autorizația de funcționare, trebuie, în primul rând, să faci o minimă investiție care înseamnă curățarea, modernizarea bazinului și dotarea cu instalația de... Consiliul Local să facă investiții de genul ăsta, mi se pare mie că după aceea dau o investiție pe seama unora care nu știu să o gestioneze, decât să o ducă în altă parte. Mi se pare cel mai normal și firesc, când ai un astfel de obiectiv, să-l scoți la licitație în condițiile legii și să-l oferi unui privat care știe și se ocupă special de asta. Nu cred că ăsta ar fi scopul primăriei. Aici trebuie să întrebați la Ecosal, sincer, nu știu că nu-mi dea comanda. O să întreb pe domnul director. Până a început, dar... Cum face de la sol, prin parcă? Da, eu, sincer... Spuneți-ne și cu Traianu. Cu Traianu? Păi, cu Traianu s-au demolat două locuințe. Până acum, autorizații, ieri a mai semnat 3 sau 4 autorizații de demolare, funcție de... cât de repede ne mișcăm cu autorizații de demolare, pentru că așa impune legea, sper să ne mișcăm, să fim în grafic. Sunteți? Da, suntem în grafic, da. Avem niște plângeri, am înțeles că unii au făcut și pe la DNA, e problema fiecăruia. Procesul este irreversibil, merge în continuare. Deci spre demolare și spre modernizare, lărgire, modernizare, prelungire Traianului. Ce s-a întâmplat cu apa caldă? Luna aceasta, suntem acoperiți? Deocamdată suntem acoperiți luna asta, avem bani pentru ea, rămâne să vedem și ce în casă facem și cum funcționează. Contractul trebuia să primim și să primim de la NRSC un răspuns care încă n-a venit. Deci? Așteptăm să vină răspunsul a NRSC-ului pentru a încheia contractul. Deocamdată au bani de funcționare. Luna asta n-ar fi niciun fel de problemă. Luna mai, da. Și cred că nu va fi nici mai departe, că încă o dată trebuie să spunem, sistemul ăsta, cât o fi el de păgubos, deloc eficient, cu pierderi imense, trebuie să funcționeze. E un serviciu care trebuie asigurat populației. Că ne învârtim în jurul cozii așa și vorbim de rău platnici, la fel de bine vorbim și de bun platnici care sunt privați de un serviciu în situația în care nu ai furniza acest serviciu. E o problemă la care n-a creat-o nici administrația condusă de Stan, e creat, știți, de foarte mult timp și perpetuat. De câteva zile e chibuit din poștă călăților, nu
Nu-i nou raport, e același. Și atunci când s-au tipărit, s-a tipărit prima parte și n-a ajuns decât la jumătate din Gălățeni. Și mi se pare firesc și normal, dar acolo... atunci cât a costat, da. Cam cât... Nu știu să vă zic cât a costat, datele sunt publice, dacă vreți să le cereți, nu e niciun fel de problemă, dar chiar... E același raport din fiecare? E același raport, partea... Evident, este identic, nu? Identic, a fost tipărit în tranșa a doua, pentru că s-a distribuit la jumătate din Galați. Nu știu care au fost motivele tehnice sau de ce altă natură la momentul respectiv. Și e logic și... Cum? Distribuția cum se face? Distribuția pentru o firmă de distribuție. Curier? Curier, da, sigur. Deci nimeni nu primește, adică nu s-au făcut în plus, s-au făcut la numărul de apartamente, sigur. Da. Mulțumesc!